băiețel de 3 ani și are 3 cuvinte în română și cam 5 în franceză, am programare la psihiatru în 13 mai, la ce trebuie să fiu atentă? Păi, în primul rând, vă încurajez să vă luați cursul planul de intervenție personalizat, pentru că acolo învățați și cum să evaluați copilul și cum să structurați dumneavoastră planul de intervenție. Și dacă cumva ceea ce o să vedeți nu se pupă cu ceea ce aflați în planul de intervenție, atunci acolo poate să fie o neregulă și trebuie să știți de la bun început. Mergem de aproape 3 luni. Sunt convinsă că eu, ghidată de dumneavoastră, o să reușesc și o să le dau peste nas. Să știți că foarte multe mămici au reușit asta. Sunt foarte multe mămici din afara României care i-au lăsat efectiv mască pe specialiștii de acolo pentru că au zis, bine, dar cum ați reușit să vorbească atât de bine sau să facă atâtea progrese? Cum au reușit mamele? Păi nu i-au lăsat pe copii doar la grădiniță de la 9 la 3, ci i-au lăsat poate 3-4 ore la grădiniță și restul timpului au lucrat mămicile cu ei acasă. Pentru că ăsta este lucrul cel mai important, părinții să lucreze. La grădinițe nu vor fi unul la unul niciodată, poate pe parte de shadow, dar un copil, ca să ajungă să meargă numai la grădiniță, trebuie să aibă niște abilități destul de avansate.